Țara de dincolo de Chișinău are multe nevoi și așteaptă ca politicienii să lase deoparte polemicile din Parlament și să înceapă implementarea angajamentelor asumate înainte de crearea noii coaliții de guvernare. Până să înceapă a pune în aplicare planurile mărețe, la răsărit a apărut o nouă problemă. Regiunea transnistreană își trasează granița fără a ține cont de prioritățile Chișinăului de reîntregire a statului Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Fabrica. Invitații din această seară sunt președintele fracțiunii PD, Dumitru Diacov. Domnule Diacov, bună seara. Așa. Discutăm de asemenea cu președintele fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț. Domnule Streleț, bună seara. Așa. Și cu liderul grupului liberalilor reformatori, Ion Hadârcă. Domnule Hadârcă, bună seara. Bună seara. Stimați domne, țara știe acum prioritățile pentru următoarele de zile și dacă tot ați sincronizat ședințele Parlament-Guvern, vreau să vă întreb care sunt prioritățile până la vacanță. Domnule Diacov, vă rog, dacă tot v-am prezentat primul de la dreapta la stânga. Bun, prioritățile guvernării trebuie să fie prioritățile țării. Prioritățile populației, alegătorilor noștri și sigur că ele, prin urmare, într-o ordine așa discrecândă, sunt problemele economice, cei ce deranjează pe oameni, locurile de muncă, prețurile și celelalte. Guvernarea, sigur că are o listă întreagă de chestiuni care și le-a pus ca prioritate. Pentru asta, cei ce ați anunțat, avem nevoie de liniște, avem nevoie de conlucrare, avem nevoie de o atmosferă cât de cât favorabilă ca să concentrăm aceste eforturi și Parlamentul și Guvernul, dar și administrația publică locală și a societății în întregime, fiindcă problemele cu care se confruntă Republica Moldova nu este un mare secret. Sunt probleme mai vechi, sunt probleme moștenite din sistemul pe care noi îl avem, de o economie destul de slabă sigur că în legătură cu această atmosferă care s-a creat, este necesitatea ca guvernul chiar să încerce să recupereze din timpul care și s-a pierdut. Bine, dacă vă gândiți despre prioritățile legislatorului, îmi puteți descrie câteva? Eu cred că nu are rost să descriem câteva, putem să enumerăm câteva. Vreau să vă spun că la acea ședință care a avut o comună cu guvernul a fost inițiativă, de fapt, a Parlamentului, a grupurilor noastre parlamentare de a avea această reuniune pentru a ne fixa anume aceste priorități, să vedem care sunt solicitările guvernului în legătură cu situația economică, în legătură cu angajamentele Republicii Moldova față de partenerii noștri externi. Și vreau să vă spun, dacă nu mă greșesc, că am primit de la guvern o listă de 43 de proiecte foarte importante, legi legate de ce se cheamă integrare europeană, ce se cheamă de a definitiva procesele, începând cu reforme în sistemul justiției, procuraturii și mai departe, dar domeniul prioritar este economia, este segmentul social. De aceea, aceste 43 se alătură, asta este o listă mai proaspătă, să spunem, de legi, încă la sutele de proiecte care stau în portofoliul Parlamentului. Domnule Streleț, în opinia dumneavoastră, care sunt prioritățile legislativului până la vacanță? Că nu este atât de mult timp. Firește că prioritatea de bază a legislativului, a coaliției pro-europene, este acordarea suportului politic de plin executivului prin adoptarea și perfecționarea acelor inițiative legislative care au fost prezentate de către guvern, care au fost reconfirmate la ședința comună a Parlamentului, a conducerii Parlamentului și guvernului de acum două zile în urmă. Noi firește că în primul rând, recunoaștem sau remarcăm faptul că o bună parte din aceste priorități pe care guvernul nou le-a anunțat, unele din ele vin și din perioadele precedente. Adică unele datează din 2011, unele din 2012 și o bună parte înregistrate în anul curent, după 2013, începând cu ianuarie 2013.
Ele, mă rog, dacă v-ați referit la unele din ele, eu pot să vă le spun. Adică e vorba de legea pentru modificare și completarea comunicațiilor electronice, completarea legii privind plata pentru poluarea mediului, care este o condiționalitate pentru acordul liberalizat de vize, legea pentru modificarea mai multor acte care vizează angajamentele din capitolul transport al acordului de asociere și așa mai departe, și așa mai departe. Nu o să le enumerăm, fiindcă ele sunt multe. Dar pentru noi prioritatea este o activitate foarte bine coordonată, o activitate solidară, unde să nu mai iasă în evidență elementele care le-am avut, din păcate, prezente în trecut. Atunci când, în anumite circumstanțe, mai încercam pe aici colea, nu zic, nu vreau să fac referință la cineva, dar în adoptarea unui proiect venit de la guvern, să încercăm să promovăm și unele proiecte venite din partea unei fracțiuni, ca un gen de monedă de schimb și așa mai departe. Cred că prioritatea principală este susținerea, fără niciun fel de, dubii, a proiectelor care vor veni de la guvern, din cauza că ele vor fi discutate prealabil la prezidiul guvernului. Asta presupune deja un suport unic din partea coaliției pro-europene, respectiv dezbaterile în cadrul Parlamentului ar putea avea doar un caracter de perfecționare. Adică totul va fi bătut în cuie până la vot. În principiu, așa am stabilit și așa este scris în acordul coaliției pro-europene, că, în primul rând, până la dezbaterea în guvern, toate proiectele se vor discuta în cadrul prezidiului guvernului. În cazul când ajung la anumite diferențe de viziuni, proiectele care se blochează la prezidiu sunt remise la Consiliul Coaliției. Consiliul Coaliției dezbate, decide ca ulterior la o nouă examinare la prezidiul guvernului să se ajungă la o opinie consensuală ca proiectul respectiv să poată fi discutat la ședința de guvern. Atunci când nu se va ajunge la o asemenea opinie, asta înseamnă că proiectul respectiv este amânat pentru perioade ulterioare. Altfel spus, ceea ce va veni de la guvern va fi deja trecut cel puțin prin două filtre. Asta înseamnă că noi n-ar trebui să avem motive de dispute, de dezbateri. Este oportun acest proiect, nu este oportun. Asta înseamnă că noi trebuie să acționăm într-o manieră foarte solidară, să demonstrăm cetățenilor că ne-am făcut temele, am făcut concluziile din perioadele precedente și avem ferma intenție să mergem înainte fără a irosi timpul prețios care, din păcate, în o bună parte din perioadele precedente l-am irosit, să zicem așa, fără gram de mustrări de conștiință. Bine, înainte de a trece la discuția despre legi care trebuie votate de urgență, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Hadâr, că în ce măsură acest număr mai mare de structuri pe care le are, pe de o parte, coaliția pro-europeană, pe de altă parte, guvernul mai are și un prezidium care deja trebuie să fie funcțional, nu va duce la tărăgânare? Pierde mai mult timp discutând până la Parlament și astfel încât se ajunge că se discută un proiect foarte important, foarte mult timp înainte de a fi votat. Nu cred. Eu aș accentua la prima dumneavoastră întrebare că o prioritate ar fi, așa metaforic vorbind, cârpirea drumului în care a suferit o pană ministrul de interne Recean. Deci, noi am cheltuit foarte mult timp, într-adevăr, și acestele sare dreptate, aproape o jumătate de an, cu toate aceste hărțuieli până la formarea guvernului și acum trebuie să recuperăm. Tocmai pentru a recupera și asigura o eficiență a activității noastre, s-au creat câteva structuri suplimentare și chiar alaltă ieri noi am discutat în Consiliul Coaliției, întrunindu-ne în prima ședință, deci formarea și a secretariatului și a stabili care sunt prioritățile și modalitățile de trecere și de retragere, de filtrare a ceea ce nu este atât de esențial până la vacanța de vară și de stabilirea acelor priorități care, într-adevăr, pot fi trecute în regim de urgență prin Parlament, având consensul tuturor părților componente ale coaliției. Deci, în acest sens, aceste mecanisme care s-au creat nu trebuie să fie privite ca niște structuri birocratice, dar ca niște etape în realizarea acestor urgențe. Într-adevăr, în eficientizarea mecanismului de adoptare a legilor și a acelor solicitări care vor veni din partea guvernului.
Aici este. Ce și trebuie să înțeleagă corect și spectatorii și noi să avem o înțelegere? În țările cu democrații, cu tradiții democratice, un deputat, dacă reușește să promoveze un amendament la o lege în 4 ani de zile, este considerat un deputat foarte... Bine, dar are o țară deja cu tradiție, o țară deja dezvoltată. Noi suntem o țară în devenire. Noi avem pe agenda sute de proiecte pe lună. Sau într-o sesiune, chiar câteva sute de proiecte. Trebuie să înțelegeți că în această învălămășală, plus Gălceava politică, plus nu creează o premiză pentru eficiență. Mai bine să discuți 3-4 ore în plus în diferite birouri, în diferite componențe a celor care sunt responsabili pentru guvernare, ca la final să fie cu un proiect coordonat. Eu înțeleg că presa este mai interesat, poate o ceartă în Parlament, dar cearta asta s-a văzut că nu duce la eficientizarea executivului. Dar asta este scopul nostru important, să creăm condiții ca executivul să muncească. Domnule Cadârca, și atunci care sunt legile care trebuie votate sau modificate de urgență? Vreau să vă referiți și la acele legi cu privire la pragul electoral și sistemul electoral, care pe de-o parte i-au nemulțumit pe unii atunci când au fost votate, pe de altă parte i-au nemulțumit pe alții când au fost revotate. Și chiar nu are importanță în acest regim și în această perioadă de, să zicem, până la vacanța de vară. Nu cred că este o necesitate atât de stringentă, pentru că noi nu ne pregătim de anticipate și sperăm că mandatul acesta va fi pe deplin așa întrunit și împlinit. Și atunci aceasta nu este o prioritate, deși este o problemă. Problema aceasta urmează să fie coordonată și cu instanțele internaționale și să găsim o soluție amiabilă care deci ar împăca toate părțile și ar demonstra că și coaliția este capabilă deci, de a oferi soluții democratice și nu din cele adoptate în regim de urgență, precum au fost, dar revenind și reparând deci, ceea ce s-a făcut, sau poate că găsind niște soluții mai bune. Eu vreau să spun că și natura și realitățile dictează și ea niște priorități. De fapt, noi trăim într-o țară care, unde orice problemă este o prioritară. Trebuie din acestea să le legem pe cele mai stringente. Natura, ceea ce se întâmplă acum cu aceste furtuni, cu aceste ploi, dictează și ea, că regim, probabil că vor veni, deci ministerele respective, Ministerul Agriculturii, vor veni cu niște completări, modificări, ajustări pentru a stimula și a compensa pierderile făcute. Nu este exclus ca să, Doamne ferește, să mai întâmple și altfel de accidente și atunci noi trebuie să fim gata și să satisfacem și lucrul acesta. Există o prioritate majoră care este într-un fel oferită de către guvernul american pentru ameliorare, pentru sistemul de irigare, pentru reconstrucția celor pompe care ar, eu știu, permite irigarea mii de hectare de terenuri arabile și de terenuri productive. Deci lucrul acesta de asemenea trebuie să fie reluat și asigurat, să zicem, într-un termen, mă rog, rezonabil. De asemenea, o problemă mare este problema drumurilor, ca să ne referim concret, și Ministerul Transporturilor, care este de sub o responsabilitate comună, aici ar trebui să accelereze. Și sigur că și partea formală trebuie să fie structura formată, responsabilii, distinși responsabilitățile, domeniile de responsabilitate, mai bine zis, și să ne răsuflecăm mânecile și la treabă. Bine. Mai sunt alte priorități pe care vi le-ați trasat și vreți să le implementați până la vacanță sau cel puțin să le votați? Priorități pe care, mă rog, priorități care s-ar intersecta pe de-o parte și cu viziunea sau necesitatea cetățeanului. Omul de rând vrea salarii mari, vrea locuri de muncă, o arată chiar și unele sondaje, ultimul sondaj IMAS în topul temerilor moldovenilor este șomajul, lipsa locurilor de muncă sau vrea mai multe locuri de muncă și un job bine plătit. Noi am mai stabilit niște principii la ultima ședință a Consiliului Coaliției și în discuțiile precedente că în această perioadă ne vom strădui să evităm populismul. Ne vom strădui să revizuim toate proiectele cu tentă populiste care au fost înaintate, mă rog, în speranța care ar fi acestea, domnul Trăs, poate, ca să ne dăm și noi seama. Sunt diferite. Începând de la responsabilitatea ministerială,
terminând cu svastici, seceri și ciocani și așa mai departe, da. Și așa mai departe. Adică să înțeleg că veți reveni la proiectul de lege cu privire la simbolurile comuniste? Să înțelegeți că într-un viitor apropiat, noi vă vom prezenta o listă de proiecte care vor fi retrase de pe agenda parlamentară și noi ne vom concentra toate eforturile în susținerea proiectelor guvernului. Și atunci vor apărea și locuri de muncă, vor apărea și majorări de salarii, deoarece atunci când se instaurează o atmosferă de calm și constructivism în țară, când sunt adoptate în regim normal legi care vin să, mă rog, eu pot să vă mai enumer din aceste 35 lista care a fost pusă în mod prioritar și care noi așteptăm încă vreo 100 pe parcursul acestor următoarelor câtorva săptămâni, cum ar fi procesul bugetar și responsabilitatea bugetar fiscală, legea privind finanțele publice locale, iată azi am discutat în prima lectură, care este un act legislativ extraordinar și care urmează să vină în contextul unor dezbateri și audieri privind descentralizarea administrativă și consolidarea autonomiei locale, fapt care scuze. Aruncă, măi. Da. Exact în momentul. Trebuia să-mi amintească ca să-l deconectez. Este și asta o scăpare. Legea privind anumite reglementări care vizează mediul și resursele naturale și care sunt niște condiționalități, toate astea sunt acte legislative normale care așteptate, care își așteaptă de mult rândul să fie dezbătute și adoptate de către legislativ și care sunt sigur că vor aduce un plus de suport pozitiv pentru executiv și care va permite să-și execute cât mai repede programul, inclusiv acele priorități pentru primele 100 de zile care le-a anunțat premierul, dar și pentru celelalte 400 de zile care vor urma după primele 100. Așa că avem de muncit foarte mult și ne vom axa așa, pe o manieră constructivă și fără surprize și fără scandaluri. Nu, dar trebuie puțin să liniștim colegii noștri din studio. Sigur că noua coaliție este creată practic din aceiași oameni, care au trecut printr-o etapă și printr-o perioadă destul de complicată. Noi am recunoscut toți de comun acord că s-au comis și greșeli. Deși s-au făcut și eforturi deosebite pentru a menține situația economică, socială, vedeți ce se întâmplă în jurul nostru și în Republica Moldova, slavă Domnului, măcar că recunoaștem că sunt încă o mie și oameni de probleme. Și această coaliție, chiar eu am propus la îmi pare rău, dar am doi martori aici, ca să retragem o serie de inițiative a deputaților care au fost lansate în perioada precedentă. Când exista acest concurs, această concurență, cine e mai darnic, cine e mai simpatic față de anumite categorii a populației. Populismul trebuie să înțelegem. Și populismul ziariștilor și populismul politicienilor nu este prea constructiv. Demolează politici foarte serioase. De aceea vrem să ne axăm pe aspectul practic. Vrem să creăm condiții ca guvernul să muncească, trebuie să cerem și Parlamentul să folosească această pârghie care are constituțională de a controla executivul. În același rând trebuie să răspundem solicitărilor guvernului ca să-și poată realiza promisiunile făcute față de partenerii noștri externi și iată pe aceste domenii majore. Proiecte de lege putem să le enumărăm, ele nu arată de nimic. Trebuie să ne pregătim de procesul bugetar, trebuie să vorbim de politică bugetară fiscală, trebuie să creăm condiții pentru business-ul autohton. Este imposibil să mai menținem această stare de spirit când business-ul nu este mulțumit. Când întrebam despre Secera și Ciocan, ați spus că este un proiect care nu va fi discutat. Nu, Secera și Ciocan, eu dată trecută am spus, multe ori am spus, asta este o prostie. Atunci am fost impuși de foștii colegi de alianță, a fost condiționată votarea a întregului pachet și nu am făcut decât să facem reclamă Secera și Ciocanului și anumitui partide. Adică dacă colegii liberali din grupul Ghimpu vin din nou cu un proiect de lege, îl păi ei n-au decât să vină, da, să vină, să ducă, să vină. Eu vreau să precizez, mă scuz, Dumitru, la acest capitol, la capitolul polemicilor. Există o competiție
Acum se vede că e nesănătoasă și s-a văzut chiar în ședința de astăzi a unor deputați, în primul rând, de a se ilustra la microfon, de a se bate cu pumnul. Foști colegi. Nu numai. Și foști colegi și colegi. Colegi de alianță. Nu, chiar între deputații există chestiunea aceea. De a-și prezenta cât mai eficient și a-și vinde cât mai important așa personalitatea în fața microfonului. Pe când activitatea parlamentară propriu-zisă, și asta este o tradiție parlamentară, trebuie să se desfășoare în comisii. Acolo sunt pregătite proiectele, acolo au loc dezbaterile, trebuie să aibă loc și se ajunge la un consens, anume dacă nu se ajunge, se scoate problema respectivă, se aduce în Consiliul Coaliției ca să se găsească un numitor comun și atunci Parlamentul propriu-zis n-ar avea ce să mai discute. Iar cei care vor să se ilustreze în continuare n-au decât, dar noi trebuie să venim aici și să revedem și regulamentul, pentru că o discuție, o polemică nesfârșită sau un discurs nesfârșit, care de fapt nu duce la nimic, asta chiar este o pierdere enormă. Apropo de polemici și de replici, cât să mai dureze aceste replici acide, fie între foștii colegi de alianță, fie dintre deputații coaliției pro-europene cu opoziția, da. Că până la urmă este un timp pierdut. Că, când opoziția, când, mă rog, se prezintă în felul acesta, e și normal, e ceva firesc să-și arate. Eu vreau să fac o precizare. Atunci când nu erau transmisiunile directe din Parlament, atunci deputații se axau pe proiectele de lege. Și demagogia și populismul ăsta nu prea era prezent, fiindcă nu avea rost. Acum, când avem atâtea televiziuni care doresc să prindă ceva mai senzațional, să transmită în direct, nu transmit luări de poziții serioase. Acolo nu ai ce căuta, nu-i da. Televizabil chestia asta. Dar o ceartă, niște... Asta este, recunoaștem. De aceea, din păcate asta îi face pe unii colegi să stea la microfon. Eu chiar astăzi m-am revoltat. Da, chiar îmi pare rău, dar am folosit o expresie nu prea bună. Dar fiindcă este imposibil. Iese unul de la microfonul 5 și iese altul de la microfonul 2. Și așa unii pe alții și noi uităm obiectul de discuții. Se discută un proiect foarte concret. Dar acolo discuțiile sunt învinuiri, reproșuri, fel de metafore în adresa unui altuia. Pe când eu vreau să discut proiectul de lege. Bine, până la urmă, luările de cuvânt noi le retransmitem live după ședință, atunci când deputații au de spus ceva constructiv. Iar dacă ne oferiți ocazia să le arătăm cetățenilor și o altă parte a politicianului... Ne învățăm și noi ce se face. Bine, spuneam și la începutul emisiunii că țara de dincolo de Chișinău are multe nevoi care până la urmă trebuie satisfăcute și vreau să vă întreb despre reforma administrației locale. Care este planul de votare și de implementare pentru această reformă? Astăzi, în prima lectură, ceva a fost votat, iarăși foarte multe discuții, foarte mult scandal. La moment, noi discutăm doar elemente de consolidare a autonomiei administrației publice locale. De consolidare a administrației publice locale. Noi avem adoptată strategia privind dezvoltarea și consolidarea administrației publice locale. Azi am vorbit despre finanțele publice locale. Mai sunt o serie de proiecte înaintate de deputați care vizează dreptul administrației publice locale de a gestiona în conformitate cu Carta Europeană privind drepturile administrației publice locale, atât patrimoniul său, cât și de a beneficia de dreptul de sesizare a Curții Constituționale pe problemele care conțin elemente de neconstituționalitate în domeniile care vizează administrația publică locală și așa mai departe. Sunt mai multe aspecte în acest sens de discutat. Cred că domnul Deacov o să continue această temă, deoarece a avut astăzi o propunere foarte interesantă în plenul Parlamentului. Dar acele vehiculări care se discută în societate că prin prisma reformei administrației publice locale s-ar avea în vedere și oricare recroire administrativă la nivelul administrației publice nivelul 1, noi încă n-am avut un vizor. Recroire, vă referiți transformarea raioanelor, nu numai. Diminuarea se discute despre exemplu, eu la întâlnire cu cetățenii, cu primarii, aud că, uite, voi preconizați ca cumva din 890 de primării să faceți doar 500,
sau preconizați cumva o altă redimensionare și așa mai departe. La acest moment, un asemenea subiect pe agenda legislativului nu există. Asta ca să fie clar. Noi discutăm doar despre consolidarea funcționalității, autonomiei administrației publice locale. Cu toate că și această problemă trebuie privită din mai multe puncte de vedere, să vedem noi care este capacitatea și nivelul de pregătire administrației publice locale de a asimila plenar toate drepturile clasice care provin dintr-o democrație, dintr-un regim democratic clasic modern, la care ne orientăm și referințele la Carta Europeană a Administrației Publice Locale. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză publicitară. Vreau după pauză să revenim și la discuția cu privire la finanțarea administrațiilor publice locale, că până la urmă această propunere de a transfera din bugetul municipiului Chișinău și a municipiului Bălți spre alte localități, alte administrații, a fost luată în furgi de către colegii din Partidul Liberal, de către unii colegi din Partidul Liberal, dar revenim peste câteva clipe. Am revenit în studio, așadar discutam despre reforma administrației publice locale. Pe de-o parte, domnul Sărel spunea că despre recroire nu este vorba. Atunci, la ce să se mai aștepte primarii, președinții de raion în urma acestei reforme? Ca măcar să se pregătească din timp atunci când va fi votat sau implementat. Poate o precizare? Vă rog. Noi n-am vorbit despre reforma administrației publice locale. Nici nu vorbim, nici nu avem gând să vorbim pe această temă. Noi vorbim de reforma sistemului de finanțare. Oricum este o reformă administrației. Este un început. Avem o istorie de 15 ani. Prima lege, primul pachet de lege a fost votat în 98, atunci când a fost votată reforma teritorială. A fost votată legea cu privire la finanțele publice locale și legea cu privire la patrimoniul local. Au fost legi destul de progresive la acel timp. După ce au venit comuniștii, au anulat câteva prevederi și au schimonosit sensul legii și acum se restituie, fiindcă lucrurile evoluează și avem nevoie ca administrația publică locală să fie finanțată adecvat. Să aibă interesul să ocupe cu, să creeze condiții pentru mediul de afaceri și să aibă posibilitatea să acumuleze taxe, impozite și mai departe și să finanțeze toate programele locale. Finanțele publice locale trebuie să producă o decentralizare a finanțelor publice locale și fiecare primar trebuie să fie stăpân pe situația acolo la nivel local. Nu se vorbește despre reforma administrativ-teritorială și nu avem de gând, din câte nu s-a discutat niciodată. Se fac speculații și răspândesc fel de fel de zvonuri oamenii care au interese. Apropo despre finanțare, domnule Cadârcă, colegii dumneavoastră liberali nu sunt convins de această inițiativă. Până la urmă, finanțarea administrației publice locale ar trebui să fie un subiect care să unească, nu dimpotrivă să creeze discuții atât de dure. Nu vreau de ce? Care ar fi motivul? Angrenajul acesta prea complicat al domeniului, vreau doar să-i liniștesc pe colegii noștri liberale, că nimeni nu are de gând să iei coroana primarului general Dorin Chirtoacă. El are probleme de alt ordin la formarea bugetului municipal, trebuie să găsească consens acolo în cadrul Consiliului, să găsească limbă comună cu, eu știu, suburbiile, cu Consiliul, așa că, deci, în acest sens, eu cred că chiar aici poate să stai liniștit colegii, din potrivă trebuie să-l ajute mai mult. Pentru că sunt probleme foarte multe și ele se observă cu ochiul liber. Există un decalaj, asta eu pot să o afirm și se observă cu ochiul liber, între concentrarea aceasta de structuri, office-uri în capitală și, eu știu, proprietățile, întreprinderile care sunt în teritoriu. Acest decalaj urmează să fie încă aplanat, într-un fel echilibrat și legea aceasta va face primul pas în această direcție de echilibrare. Probabil că într-o direcție strategică noi vom ajunge, dar vreau să accentuez că acest proiect de lege despre finanțele publice locale este agreat de către, eu știu, o principală instanță, ca să zic așa,
de calmul Consiliului Autorităților Locale și eu nu văd aici de ce nu s-au făcut toate aceste aranjamente sau dezbateri acolo în cadrul calmului unde chiar și primarul general și alți primari sunt așteptați ca să-și spune punctele de vedere. Dar deoarece acest proiect este agreat, el chiar nu trebuia să strânească niciun fel de polemici în Parlament. Bine, suntem mulțumiți că 45% din bani ar merge în teritoriu. Asta înseamnă că primarul Dorin Chertoac rămâne, primăria municipiului Chișinău rămâne cu mai puțin bani, ca să înțeleagă fiecare sau și colegii dumneavoastră ce înseamnă această partajare a banilor. Pe toate primăriile fac transferul la bugetul central, așa? Procentul ăsta la primărie municipiului Chișinău este nițel mai mare decât în alte primării, din motivul că tot businessul din Republică, practic, este concentrat în Republica Moldova. Și oamenii lucrează, fac business la Dondușeni, la Ocrința, la Cahul, dar plătesc impozite la Chișinău. Și din acest motiv, sigur că trebuie aceste sume recuperate nu cât de cât să fie echitabil, ca o parte din acești bani să ducă înapoi, la Cahul, la Droche, la Dondușeni și așa mai departe. Acolo avem pedagogi, acolo avem bugetari care trebuie întreținuți. Și este... Eu nu am măsurat cu milimetru câte sumă, dar este corect în principiu, fiindcă noi toți cunoaștem că foarte multe firme înregistrate la Chișinău lucrează în teritoriu. Bine, cu cât la sută mai mulți bani vor primi primăriile, ca să știe și lumea. Dacă e o nouă partajare, asta ar însemna că eu, în mod normal, ar trebui să primesc mai mulți bani. Bă, depinde în cel mai direct mod câți agenți economici vor activa în perimetrul primăriei respective. Mici, mari? Mici, mari nu contează. Contează ca toți acești agenți economici să plătească impozitele conform schemei stabilite, însă nu în zona unde sunt înregistrați, ci în zona unde activează. Adică conform unei formule. Formulele sunt foarte multe în acest proiect. Respectiv, dacă pornim de la ideea că acest proiect a fost pregătit lung timp, dacă nu mă înșel că a lucrat vreun an de zile la acest proiect, au lucrat și experți internaționali. A fost avizat de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. A fost discutat și dezbătut și acum am primit vreo câteva ultimatumuri, nici nu cereri, dar ultimaturi din partea calmului nostru, local. Că uite, adoptați cât mai repede proiectul numărul 4. Și dacă vorbim de concentrarea în municipiul Chișinău a tot ce mișcă în Republica asta, începând de finanțe, întreprinderi mari și așa mai departe, în detrimentul dezvoltării regionale, păi firește, o asemenea formulă ar aduce un grad de echitate în toată țara, că în teritoriile unde activează, nu unde sunt înregistrați anumiți agenți economici, trebuie să-și plătească și o parte din impozite. Asta este, zicem așa, linia roșie care vine din acest proiect și care este unanim susținută de absolută majoritate a primarilor din Republica Moldova. Dar dacă ar fi de dragul corectării unor impresii care s-au creat după ieșirea un pic isterică a unui coleg care spunea că e un atac asupra primarului și așa mai departe, un observator atent ar observa că în ultimii 5 ani bugetul municipiului Chișinău s-a triplat. Eu sper că alți observatori atenți, locuitori ai municipiului Chișinău, au remarcat enormele progrese care s-au întâmplat în municipiul Chișinău în ultimii vreo 5 ani din contul triplării bugetului. Eu o spun așa, ca să priceapă cine are de priceput în sensul respectiv. Adică cu asemenea bani, astăzi sunt vreo 2,6 miliarde, bugetul municipiului Chișinău, probabil trebuie să modifice și Constituția ca domnului Chertoacă să-i fie comod să lucreze. Presupun. Nu, da, colegul nostru a vorbit de un singur primar, dar noi noi avem în Republică 900 și ceva de primari, adică trebuie să avem grijă de toți. Până la urmă, da, Parlamentul trebuie să gândească la toate primării. Noi avem primării care nu își pot plăti... Bine, vorbeați despre faptul că primăriile care vor avea mai mulți agenți economici care activează în acea localitate vor primi mai mulți bani. Exact.
Noi avem adoptat o strategie privind descentralizarea administrativă. Am adoptat-o, dacă nu mă înșel eu, 2 ani în urmă și parte acestei strategii sunt mai multe proiecte de lege. Unul mai mare, unele mai mici, altele mai mari, însă esența este că primul, fir roșu, este odată cu delegarea competențelor. De fapt, asta vine și din legea 787 și din celelalte legi privind finanțele publice locale și descentralizarea administrativă, că odată cu delegarea competențelor trebuie să delegi și instrumente financiare, ca el să aibă și finanțele necesare pentru îndeplinirea acestor competențe, cum a vorbit și domnul Deacu. Acum, prin dezbaterea și adoptarea acestui proiect astăzi în prima lectură, sperăm că a doua lectură nu se va lăsa prea mult tărăgânată, se implementează principiul descentralizării administrative, se oferă mai multe pârghii primăriilor să opereze la propria sa discreție anumite ajustări taxe și impozite. Dar în limita legii. În limita legii, firește că. Însă anumite ajustări de taxe și impozite ca să devină cât mai atractiv. Iar asta este și un principiu al implementării dezvoltării regionale. Și astfel noi vom încerca cumva să desconcentrăm tot ceea ce se adună permanent în Chișinău. Că la moment noi deja avem probabil vreo 400.000 de cetățeni în Chișinău care nici măcar nu au viză de reședință, dar vin încoace atrași ca de un magnet. Fiindcă nu se mișcă nimic în regiuni. Și va putea să se, sau va începe să se miște atunci când autoritățile administrației publice locale vor putea propune un regim fiscal atractiv pentru cei care ar dori să activeze în teritoriul respectiv. Iată, cam aici este ideea generală. Eu cred că noi trebuie să revenim încă la o idee, să muncim împreună cu primărie, cu primarul, la legea cu privire la statutul municipiului Chișinău. Fiindcă Chișinău este capitala Republicii, capitala țării și noi toți avem interesul ca acolo lucrurile să meargă bine. Și să ajutăm primărie, să ajutăm domnul primar general ca să poată adică structura este desconcentrată, trebuie să refere și la municipiul Chișinău, nu numai la primăriile din Ocrința sau bine, de la Cahul. Este frumos ceea ce spuneți, dar aveți o altă problemă. Cultura financiară sau economică a primarilor, a funcționarilor locali, aici cum interveniți? Că nu știu dacă există, dacă putem vorbi despre o majoritate de primari care să știe să scrie un proiect pentru finanțare. Sau să vină cu proiecte... Să nu-i subestimați. Nu subestimați, dar asta este realitatea. Scriu deja, avem probleme și în capitală. Proiecte bune, foarte bune, au multiple instrumente de consultanță, au instrumente de auto-organizare, cum ar fi Calmul, așa că eu remarc personal că numărul de proiecte bune, scrise în prezent, din păcate, depășește cu mult posibilitățile financiare de a le acoperi. Din păcate. Adică, fiindcă fondurile care le... Sau de a propune proiecte... Vorbiți despre bani locali, dar există bani europeni sau bani a finanțatorilor străini care... Alexei, este mai greu de am discutat iată... zilele trecute, mă iertați, cu câțiva primari din sudul Republicii, la Ștefan Vodă, Căușeni și vreau să vă spun, ei așa mi-au spus, este important să nu ne încurcați. Că noi deja ne orientăm, aducem proiecte de gazificare, de canalizare, de primarul din Feștelița, de Doreanu, da, și alții sunt câțiva acolo, care se descurcă de minuni și nu au nevoie de citi ca să fie prea dumpis permanent. Pentru asta trebuie, legea care am discutat-o astăzi în primă lectură trebuie să fie una funcțională și să oferim cât mai multe pârghii acolo în teritoriu, ca ei să aibă posibilitatea singuri să se auto-organizeze. Și să aibă posibilitatea să acumuleze resurse care să rămână acolo. Ei să le programeze, să... Bine, vă așteptați la un rezultat imediat sau nu? Oamenii vor ști să gestioneze banii foarte bine și să înceapă infrastructura să fie dezvoltată, să avem măcar un agent economic bun în fiecare localitate. Care să producă, nu doar să ofere. Acest proiect care a fost astăzi dezbătut este și un element al politicii bugetar-fiscale a statului pentru anul viitor. Pentru că vizează nu doar legea privind finanțele publice locale, ci și codul fiscal. Respectiv, atunci când noi discutăm cu reprezentanții autorităților publice locale, cu reprezentanții Calmului, doleanța lor a fost ca noi să adoptăm acest proiect până la dezbaterea politicii bugetare fiscale pentru anul 2014, în așa mod
ca în 2014 aceste instrumente stabilite în proiectul care azi l-am dezbătut în prima lectură să fie deja aplicat, aplicabil. Altfel spus, efectele, dacă vă referiți la ele, ar putea fi vizibile începând cu anul 2014, fiindcă majoritatea normelor stabilite vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Calm, cine nu, dacă îi pune în dificultate, că unde este Congresul Autorităților Locale din Republica Locale din Moldova. Bine, vorbim până la urmă despre business. Șeful statului a vorbit astăzi la summitul de la Bratislava despre reușita reformelor în favoarea mediului de afaceri. Pe de altă parte, Banca Mondială vorbește mai degrabă despre lipsa reformelor și arată unde sunt problemele. Vama, fiscul și justiția. Domnule Hadârcă, unde este adevărul? La Banca Mondială sau la președintele Timofti? Dacă vreți, pot să-l citesc ca să vă fie clar ce a declarat. Da. Am realizat transformări considerabile în domeniul reglementării mediului de afaceri. Au fost aprobate legi importante privind concurența și ajutorul de stat. Aplicarea acestora va permite să asigurăm un grad sporit de securitate pentru investitorii care doresc să vină în Republica Moldova. Bine, a vota și a implementa sunt două lucruri total diferite. Banca Mondială nu a criticat, ea a venit cu niște sugestii, știind care este situația reală în Republica Moldova, în domeniul economiei și finanțelor, și noi am întreprins în reforma structurală a guvernului și câțiva pași pentru, zicem, a fortifica agenția Vama și Fiscul, unindu-le în agenția pentru venit, și probabil că vor urma și aici câteva așa și concentrări și reformări care vor îmbunătăți situația, iar și în aceste domenii care au fost, mă rog, menționate de dumneavoastră. Eu aș vrea să fac o specificare, fiindcă este o abordare așa un pic dezechilibrată. Nu, hai să vă spun așa. De asta și mesajul președintelui Timofti. O doză caracteristică. În fiecare an, Banca Mondială face evaluarea mediului de afaceri în toate țările. Anul acesta am scăzut. Dar banca este obligată să fie așa mai critică decât dar nu e asta. Domnul Lazar, ministrul Lazar, spunea că ceea ce spune Banca Mondială este realitatea despre care vorbește domnul Lazar. Dar să-mi voie să vă spun. Adică, Banca Mondială ne-a câțiva ani la rând ne-a avansat în ratingul doing business. Adică condițiile de a face business în Republica Moldova. Ne-a argumentat? Noi, poftim? A spus că ne-a avansat. Ne-a argumentat sau? Absolut argumentat. Adică în Republica Moldova, după mai mulți parametri, a devenit mai simplu de a face business, de a înregistra o afacere, de a avea de afacere nu cu 100 de birocrați, dar cu mult mai puțin, de implementarea ghișeului unic. Acum noi implementăm principiile de e-guvernare pe mai multe dimensiuni la licențiere și așa mai justiția, departe. Justiția, proprietatea și fiscalitatea a rămas o problemă în top. Apoi, iată, în anul curent, evaluând care sunt principalele piedici ca noi să continuăm să avansăm, nu să regresăm, au scos în evidență 5 domenii care e preferabil ca ele să fie perfecționate ca mediul de afaceri să se simtă mult mai confortabil. Nu, și care, asta le nu înseamnă, care le cunoaștem noi nu mai rău decât care le cunoaștem noi și noi le intuim. Asta înseamnă nu înseamnă regres sau o contradicție cu ceea ce a spus președintele Timofti. Președintele Timofti a spus absolut corect că în ultimii ani mediul de afaceri în Republica Moldova s-a ameliorat și cadrul legal privind reglementarea mediului de afaceri s-a perfecționat. Lucrul ăsta este reflectat și în indicele care ne este acordat în fiecare an de către Banca Mondială, iar în anul curent Banca Mondială a spus că, uite, sunt câteva domenii. Dacă vreți să vă mișcați mai repede, corectați aceste domenii. Bine, nu trebuie să vă aduc aminte despre scrisorile expediate primului ministru de către marele întreprinderi de la Bălți. Care eu pot să vă dau și fiscul. Pot să vă dau și copia scrisorii prin care, atunci a fost o campanie, pe de o parte, mă rog, una, prima scrisoare de alarmă, iar atunci când unii au spus că, uite, investitorul german vrea să plece din Republica Moldova, acest investitor a mai trimis o scrisoare la guvern prin care a menționat că nu are de gând să plece din Republica Moldova. Investitorul chinez, nu-i mai țin minte numele, că denumirea, că este foarte complicată. Nici nu e cazul să o pronunțați, că este și periculos pentru limba dumneavoastră. Dar nici nu a fost cel care ar fi făcut investiții și ar fi fost... Problema era în investitorul german, care astăzi, a spus-o și ieri domnul Lazar în emisiune, în aceeași zonă liberă de la Bălți, continuă să vină investitori foarte importanți. Și vorbeați de o scrisoare, eu pot să vă spun de alte scrisoare. Că investitorul a spus că nu are de gând să plece din Republica Moldova, că confuzia care a fost s-a soluționat și va continua să activeze în Republica Moldova.
cu justiția, vama, fiscul, bine, trebuie să îmbunătățite. Despre corupție nu mai vorbim. Aici tot aveți foarte mult de muncă. Și pentru a atrage investiții străine, este nevoie să, ca acel investitor să aibă încredere că vine aici, nu va avea probleme cu inspectoratul fiscal, că vine Republica Moldova și va fi ușor să, mai ușor să treacă vama, că se va adresa unui judecător și va obține dreptate atunci când va fi vorba despre proprietate, că aici sunt problemele. Păi bun, dar asta tot nu este niciun secret pentru noi, pentru orice cetățean în Republica Moldova, că avem probleme în sistemul judiciar. Avem probleme de lucrul ăsta, în fiecare zi bat clopotele și presă și organizații neguvernamentale și reprezentanții coaliției și opoziției. Sigur că printr-un decret sau printr-un proiect de lege nu pot schimba lucrurile în acest domeniu. Noi trăim în Republica Moldova, noi avem juriști care îi avem, asta este. Dar eu vreau să vă spun că trebuie să fim cât de cât așa cinstiți, să spunem că mediul devine tot mai intolerant pentru toți acei care încalcă legea, care creează probleme Republicii Moldova, fiindcă nu creează probleme numai unui agent economic sau unui cetățean care este judecat pe nedreptate, dar creează probleme țării în care noi trăim toți. Deci e sigur că avem nevoie de o justiție neselectivă, de o justiție nepartinică, neinfluențabilă. Dar lucrul ăsta se face pas cu pas. Eu cred că ceea ce avem astăzi, critică, încercările de a scoate la suprafață diferite evenimente, chiar aici, pe parcursul emisiunii, eu cred că lucrul ăsta noi trebuie să-l continuăm. Și discuțiile în cadrul creierii coaliției, eu vreau să vă spun că vreo 40% sau 50% s-a axat anume pe această temă. Da, nu s-au făcut foarte multe declarații. Eu cred că mai bine să taci, dar să faci. Asta este un principiu care noi trebuie să-l folosim. Și de dragul unui obiectivism în aprecierea situației la moment, ar fi bine să remarcăm că noi am adoptat o serie de acte legislative care până la 2009 erau inimaginabile în domeniul decoruptibilizării sectorului justiției. Și anume, au fost lichidate instanțele specializate, a fost limitată imunitatea judecătorilor, adică astăzi, dacă există probe și prins în flagrant, nu mai e nevoie de acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a iniția o procedură penală împotriva unui judecător, spre deosebire de situațiile precedente. Au fost majorate salariile în acest domeniu, încercând cumva să-i motiveze pe magistrați să fie consacrați serviciului, devotați cauzei și jurământului și să nu se lese tentați, nu zic de toți, fiindcă sunt și judecători foarte onești, însă, mă rog, a devenit deja un fel de axiomă faptul că domeniul justiției este unul, mă rog, din păcate, în o bună parte din cazuri se justifică această apreciere, că este unul corupt. Și noi nu suntem în punctul zero în acest domeniu. Noi am făcut acțiuni care astăzi deja creează situații când unii judecători pleacă de bunăvoie. Din cauza și vorba nu numai de judecători, de tot sistemul. Bine, că nu pleacă din cauza rigorilor sau din cauza salariului. Eu cred că din cauza unor rigori, pe de o parte, din cauza rigorilor stabilite, înțelegând că în principiu nu mai au niciun interes de a fi atunci când nu mai au instrumentele care le aveau înainte. Sistemului. Poate nu mai rezist sistemului, dar fiți siguri că sunt foarte mulți specialiști tineri care le pot lua locul și care sunt bine pregătiți și acest domeniu al justiției va fi preocuparea noastră principală, dar împreună cu sistemul procuraturii. Bine, cum recâștig? Dați-mi voie. Împreună cu sistemul procuraturii. Fiindcă sunt două elemente ale unui sistem integru. Și noi nu odată am menționat că temerea investitorilor este în egală măsură legată și de sistemul justiției, dar și de sistemul organelor procuraturii care concentrează în mâinile sale soarta oricărei urmăriri penale. Adică autorizează inițierea urmăririi penale, poate înceta urmărirea penală, poate prelua dosarul, poate accelera, îl poate frâna și așa mai departe și îl prezintă în judecată. Iar practica când judecătorii împreună cu procurorii merg la vânătoare și la alte sintrofii de genul ăsta, ne-a convins încă o dată că
ceea ce am construit toți cetățenii Republicii Moldova și clasa politică și cetățenii care au tolerat acest sistem timp de 20 de ani, nu e atât de simplu tolerat să demolezi într-o singură, au tolerat și au alimentat acest sistem. Dar trebuie să precizăm că au mers la vădătoare anul trecut, anul ăsta de acum n-am mers. Eu bănuiesc că... Nu a ieșit la izală, domnul Strălin spunea că nu o să iasă la izală. Bine, cum recâștigați încrederea investitorilor străini? Că până la urmă criza politică i-a ținut departe, au așteptat să vadă ce se va întâmpla, vom avea guvern, nu vom avea guvern, va fi votat procurorul, nu va fi votat procurorul și nu prea s-au grăbit să vină cu bani. O arată și cifrele investițiilor străine. Pas cu pas. Într-o ritmizare așa a accederii noastre spre instituțiile europene, cred că și investitorii vor avea mai multă încredere în spațiul nostru, dar eu vreau să focnez aici și la tema reformei justiției, că am discutat și cu înalți reprezentanți europeni și am solicitat chiar o mai atentă privire asupra ceea ce se întâmplă în domeniul acesta, adică este nevoie de o monitorizare externă așa destul de atentă și poate chiar și un ajutor ca să accelerăm aici reformele. Tehnic? Nu, un ajutor de asistență, ca să zic așa, de specialiști, de experți, de oameni competenți care ar veni cu recomandările de rigoare. Noi ne confruntăm cu un fel de castă, așa, și zicea un francez, un mare francez, le raison dangereux, legături primejdioase de alt ordin între relațiile care s-au format în această castă și care cred că ar trebui să cu încetul să dispară, să atingem o independență reală a instituțiilor din domeniul dreptului și a procuraturii și a Curții Supreme de Justiție și a instanțelor de orice rang, ca să știm că deci, și aceste atacuri Raider să înceteze, că ele toți sunt orchestrate de undeva din interior și cu participarea adeseori a instanțelor judiciare. Numai două propoziții. De a face ordine în sistemul judecătoresc sau în sistemul de drept nu este sarcina numai a politicului, a parlamentului sau a guvernului. Da. Este sarcina întregii societăți, fiindcă pe toți noi ne afectează. Deci efortul nostru trebuie să fie comun. Și ceea ce face presa, ceea ce facem noi astăzi este îndreptat anume în a face ordinea acestui. Domnilor, luăm o scurtă pauză, după care vreau să revenim la un alt subiect fierbinte, la răsărit de în raioanele din Est a apărut o nouă problemă. Autoritățile separatiste își trasează granița, vin cu anumite acțiuni care contravin total înțelegerilor care ar fi avut loc și prevederilor acelor negocieri care au loc în Republica Moldova. Revenim în câteva clipe. Am revenit în studio. Un alt registru de idei, un subiect fierbinte este decizia autorităților separatiste de la Tiraspol de a-și trasa o așa zisă graniță, hotar. Vreau să vă întreb ce răspuns poate da Chișinăul fără a încinge spiritele și dar nici să nu ia în vizor această provocare. Din punctul meu de vedere, Chișinăul trebuie să fie serios. Noi înțelegem că într-adevăr este o provocare. Nu poate fi înțeles altfel, fiindcă și cei de la Tiraspol cunosc regulile, cunosc normele internaționale, cunosc acordurile semnate până acum, de aceea este important. Eu l-am auzit pe domnul Karpov, care este responsabil de negocieri, am mai vorbit cu cineva care a fost prezent la ultima rundă la Odessa. Replicile parcă așa special pregătite de acasă în adresa Chișinăului sunt foarte tăioase și asta urmărește scopul de a provoca. De a provoca la un răspuns poate necumpătat, la acțiuni necumpătate. Sigur că Republica Moldova nu este în situația de a încerca să rezolve cu forța problemele care le avem cu raioanele de Est sau cu administrația de la Tiraspol. Dar nici să ne facem că nu observăm ce se întâmplă acolo, nu este posibil.
Ceea ce a spus domnul Karpov, că noi trebuie să facem toate demersurile diplomatice necesare, să fim foarte insistenți la toate discuțiile, inclusiv în acest format 5+2, și să folosim toate tribunile internaționale, fiindcă încercările, ba la Bender, ba la Varnița, care se fac, ba mută frontiera sau aducă acolo un post în plus, ele nu sunt întâmplătoare. Și sper eu că anume această principalitate care va fi una paralelă cu procesul de stabilizare în Chișinău. Fiindcă mulți observatori au vorbit că în situația când în Chișinău era această criză, fiecare făcea ce trăsnea în cap. Inclusiv și pe interior aici, dar și cei de la Tiraspol. Acum eu cred că noi trebuie să fim calmi, liniștiți, dar principiali și foarte fermi. Domnule Hădăr, că dincolo de accentul diplomatic al domnului Diacob, există loc de de anumite decizii, de o reacție mai apăsată din partea Chișinăului sau nu? Eu cunosc istoria aceasta îndelungată. Avem de face cu un conflict înghețat de multă vreme. E un fel de rană cicatrizată care este din nou zgândărâtă și nu de noi. Dacă există loc de niște acțiuni mai apăsate, cum a spus dumneavoastră, nu cred că în modul acesta ar putea fi soluționată problema. Din potrivă, eu cred că este un fel de replică la faptul că a început să se stabilizeze situația în Chișinău, s-a format guvernul, cursul european a fost reconfirmat. Și drept răspuns, Rusia încearcă prin alte mecanisme să stimuleze, deci aici, o stare de nervozitate. Și noi trebuie să reacționăm foarte prudent, să găsim metode diplomatice adecvate, metode diplomatice și demersuri echilibrate în acest sens și să căutăm care sunt adevărații noștri aliați și partenerii strategici ca să ei să poată să ne ajute în acest domeniu. Noi vom avea audieri parlamentare pe acest subiect și vom vedea cu ce vor veni și domnii care au o informație mai amplă și ar putea să prezinte soluții. Domnule Strelăț, chiar declarațiile făcute la diferite tribune sau partenerii occidentali ne pot ajuta în această situație? Că până la urmă Tiraspol tace și face. Am văzut acele vagonete, acum vedem acea lege sau proiect cu privire la așa numita graniță dintre raioanele de est și cele de partea stângă a Nistrului, partea dreaptă a Nistrului. Eu voi împărtăși două ipoteze care au fost expuse de către colegii mei referitor la, pe de o parte, stabilitatea politică la noi acasă, în Republica Moldova, ca un model și ca o premiză, ca să nu le se creeze cuiva iluzii că ar putea cumva să-și gestioneze situația după bunul plac pe malul stâng. Și pe de altă parte, demersurile diplomatice susținute, și anume demersuri diplomatice în vederea influențării cumva a poziției Federației Ruse. Fiindcă nu atât Tiraspolul tace și face, și dacă o face, nu o face din capul lui, fiți absolut siguri, deja nu se mai teme nimeni să pronunțe tot mai des că cheia conflictului transnistrean este la Moscova. Din martie, de la mijlocul lunii martie, atunci când a fost în plină evoluție criza politică din Republica Moldova, de la după demisia guvernului și până în prezent, au avut loc circa 100 de diferite incidente și provocări în zona de securitate, inițiate de către partea transnistreană, care au culminat cu câteva episoade mai serioase, cum ar fi episodul de la Varnița, instalarea așa numitelor posturi fiscale și vamale într-un microraion de securitate sporită din cartierul Severnei și hotarul cu Varnița pe 26 aprilie și firește apariția acestui proiect lege cum privind așa zisă frontieră de stat, așa zise informațiuni transnistrene proclamate,
Și care, în principiu, este o urmare a unor acțiuni concertate, solidare, care s-au făcut vizibile în perioada 23-24 mai la Odessa, când a fost runda de negocieri în formatul 5+2, când Tiraspolul împreună cu reprezentantul Rusiei au fost absolut solidari în vederea neincluderii în discuție a subiectelor din așa zisul coș 3 de dezbatere, adică subiectele politice și instituționale din Transnistria, și au insistat o zi întreagă, din două, ca agenda de discuție să nu includă descrierea situației din zona de securitate. În condițiile astea, concluziile sunt evidente și răspunsurile noastre, dacă ne-ați solicitat aceste, anume în această cheie, cum am putea să le răspundem, să fim cât mai responsabil, să nu mai admitem crize politice, certuri politice care se ducă la, mă rog, alimentarea unor speranțe de a prinde pește în ape tulburi în anumite perioade, și doi, pe dimensiunea demersurilor diplomatice, să găsim prieteni adevărați care să găsească pârghii și căi de influență asupra Federației Ruse. În sensul ăsta am putea remarca exemplul Germaniei, care a făcut și face eforturi susținute în acest sens. A fost semnat memorandumul Messenberg un an în urmă. Au fost întreprinse și se întreprind și alte acțiuni care nu sunt atât de vizibile pentru opinia publică, dar cu certitudine, atât timp cât Federația Rusă nu își va retrage contingentul de trupe militare, munițiile, stocurile de muniții conform deciziei summitului de la Istanbul, atâta timp cât contingentul de pacificatori nu va fi înlocuit cu un contingent multinațional sub egida ONU sau sub oricare altă egidă comună internațională, atâta timp cât Republica Moldova nu va deveni un model de succes, un model atractiv, integrat în Uniunea Europeană sau fiind pe calea integrării, cu cetățeni liberi, prosperi, care pot călători liberi în toată lumea, noi nu o să prea avem șanse de a soluționa acest conflict înghețat. Bine, dar nu credeți că până devenim noi o poveste de succes, administrația separatistă de la Tiraspol să nu mute Sovietul Suprem la Tighina și, până la urmă, să traseze o graniță, incluzând satele din partea dreaptă a malului Nistru? Dacă și se va întâmpla, se va întâmpla, în primul rând, cu susținerea tăcită a Moscovei, firește, sau susținerea directă, indiscutabil. Doi, în această perioadă au avut loc și demonstrații militare, exerciții militare în zona de securitate, unde au fost utilizată tehnică militară care Republica Moldova nici nu are. Adică folosite helicoptere, folosite tancuri în această perioadă. De aceea eu contez foarte mult pe influența comunității internaționale, pe influența Ucrainei, care deține președinția exercițiu a OSCE. Astăzi știu că... Da, mi se pare OSCE un instrument eficient în această zonă? Deocamdată este un instrument. Este, fiindcă altele este deocamdată un instrument, nu există. Și este un cadru de, da, de și un discuție cadru oficială. No, și... eu vreau să spun câteva cuvinte. Spuneți-mă. Este o temă, sigur, că foarte, foarte importantă și foarte delicată și foarte serioasă pentru Republica Moldova. Dar noi în această situație trebuie să ținem emoțiile în frâu. Federația Rusă a declarat de nenumărate ori că respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova. Bine, dar trebuie să nu uitați și declarațiile domnului Rogozin. Nu uităm. Rogozin, la Moscova sunt oameni, sunt instituții care ne încearcă pe noi de minte, care sunt curatori la unii lideri de la Tiraspol și așa mai departe. Unii politicieni și-au făcut carieră pe această temă și mai departe. De aceea noi trebuie să discutăm cu Moscova oficială. Noi trebuie să... Moscova, din numărate ori, spune că noi dorim ca Republica Moldova să fie un stat previzibil. Nu de ăsta care se rățoiește, care face declarații. Noi am avut, trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta. Noi avem partide care e gata în fiecare dimineață să anunțe război Moscovei, nu? Avem de ăștia. Avem.
Deci noi trebuie să discutăm foarte serios. Eu mă gândesc, când au fost contacte la nivel înalt între Chișinău și Moscova? Eu chiar nu prea. Un șef de stat să discute cu acest reprezentant. Și asta tot este o problemă legată de criza care noi am trecut-o în această perioadă și din acest punct de vedere eu spun încă o dată slavă Domnului că s-a terminat această criză și acum avem posibilitatea să mergem în diferite capitale, nu numai la Moscova, și la Bruxelles, și la Berlin, și în alte capitale, să discutăm, să accentuăm. Moldova trebuie să devină un stat autocontrolat, Moldova trebuie să devină un stat care emană stabilitate și Uniunea Europeană și toți au nevoie de acest lucru și atunci pe fundalul acestei stabilități, acestor pași dinamici înainte, noi vom putea să fim mai eficienți și în gestionarea problemei Transnistriei. Este punctul meu de vedere. Bine, faptul că avem un guvern, avem o coaliție, avem un președinte al Parlamentului, un șef de stat, îi va împiedica pe cei de la Tiraspol să facă astfel de provocări, să mai întreprindă astfel de provocări? Dacă noi ne vom raporta permanent doar la fenomenele care se întâmplă acolo la Tiraspol, sigur că noi aici vom pierde în o viziune mai largă asupra destinului Republicii Moldova și asupra destinului ei european anume. Noi trebuie să ne concentrăm pe alte dimensiuni despre care au vorbit colegii mei. Dar putem uita, nu-i va împiedica, fiindcă acei din Transnistria au interesul lor. Ei doresc să fie șef de ministri și așa mai departe. Ceea ce a spus dumneavoastră, că avem un președinte, avem un președinte de parlament, un prim-ministru, asta ne permite ca noi să ne ocupăm cu aceste probleme și cu aceste probleme, și cu aceste probleme în mod absolut evident, clar și la nivel de instituții de stat. Când nu erau, când erau toți demiși, nu avea cine să discute, să ridice aceste probleme. Bine, vorbeați despre discuții și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Streleț. Domnul Vlad Filat a avut numeroase întrevederi cu domnul Șefciuc. Vor mai avea loc astfel de întrevederi dintre primul ministru Leancă și reprezentantul administrației separatiste? Eu sper este nevoie de o astfel de sper diplomație? Foarte mult că această diplomație ar putea aduce rezultate și ar fi bine să fie reluată. Impresia generală a fost că până la un anumit moment domnul Șefciuc chiar început să crede că el este un lider ales, independent a regiunii transnistrene, care își poate permite să promoveze anumite viziuni de viitor acestei regiuni fără să se... Putem? Dar o regiune separatistă, nerecunoscută. Păi nerecunoscută, însă dacă ați remarcat, într-un anumit moment a avut loc un gen de schimbare bruscă de atitudine. Și atunci încă nu era criză politică la Chișinău, atunci noi avansam în ritm absolut conform graficului pe calea integrării europene, adoptam la timp legile, le implementam și această schimbare de atitudine s-a făcut simțită, dacă nu mă înșel, în septembrie 2012. Chiar imediat după vizita la Chișinău a domnului Șefciuc, când, întorcându-se acasă, a stabilit o taxă de 100% pentru toate mărfurile moldovenești care, de pe malul drept al Nistrului, care trebuiau să nimerească pe așa zisul teritoriu vamal al autoproclamatei regiuni transnistrene. Eu nu voi înceta să subliniez faptul că această discuții cu mănuși albe, așa numită, mă rog, soft diplomation sau alte istorie, cred că ar trebui cumva schimbată, cred că ar trebui cumva replasate unele accente și să încercăm să spunem unor lucruri pe nume, fiindcă, spre exemplu, la ultima rundă de negocieri, atunci când atât reprezentantul Moscovei cât și Tiraspolo, într-un mod categoric, au solicitat excluderea din programul de discuții a problemelor care țin de situația din zona de securitate, a problemelor politice și instituționale, astfel lăsând și condiționând că dacă nu vor fi excluse, ei vor părăsi discuțiile și dialogul.
Fără aceste probleme, fără aceste subiecte, negocierile își pierd sensul în mare măsură, fiindcă despre ce ai să vorbești, sunt acolo câteva subiecte tehnice legate de un pod oarecare, legate de demolarea unui teleferic la Râbnița, dar pe noi ne interesează de 20 de ani să discutăm problemele politice, problemele instituționale și problemele legate din zona de securitate. Mai ales că, subliniez, în ultimele 3 luni, în zona de securitate, au avut loc circa 100 de provocări și conflicte. Și atunci când ambele aceste două părți, într-o manieră absolut solidară, insistă că aceste probleme să nu fie discutate în formatul de negocieri 5+2, ne întrebăm care sunt adevăratele interese. Și ce nu au fost făcute toate 100 publice? Că, până la urmă, noi presa aflam peste câteva zile că a fost ceva acolo. Eu nu știu dacă asta a fost un secret. Faptul practic că au fost reportaje directe. Da, dar nu 100. Și reportaje. Despre 100 de conflicte? 100 de incidente. Eu cred că nici asta nu este un mare secret, fiindcă o cunoaște și Comisia Unificată de Control, o cunoaște și Biroul pentru Integrare, adică este mai puțin, mai puțin noi presa. Bine, abia instalat guvernul Leanc, avem deja un ministru ținta unor acuzații de corupție, mă refer la domnul Bodișteanu. Până la urmă, este un subiect sensibil pentru Republica Moldova și mai ales pentru ultima perioadă, când am avut foarte mulți miniștri acuzați. Și mă interesează cum veți trata subiectul ministrului Bodișteanu. Domnule Hadâr, că vă rog să începeți, da, mă rog, este un ministru delegat de... Este delegat de Consiliul de Reformă, de Reformare a Partidului Liberal. Dumnealui a activat și sub tutela ex-ministrului Ion Ceban. Deci este o relație mai veche și este o situație care... până la urmă a solicitat-o chiar domnul Bodișteanu, de câte am înțeles, și domnul Țecu, să se deci desfășoare un audit. Și noi vom aștepta rezultatele auditului și cred că vom avea o discuție cu domnul Bodișteanu pe acest subiect, dar am impresia că unele lucruri sunt create artificial pentru a crea senzații acum, la moment. Bine, domnul Țicu spune că într-un moment dat i-a fost propus să vină să facă parte din echipa liberal-democraților. Îl credeți capabil să vină cu anumite acuzații doar de dragul războiului politic în care sunt implicați, ar fi implicați o parte și o alta a liberalilor? Eu nu am comunicat cu domnul Țicu, nu știu, cu cine a comunicat din colegii noștri, ce propunere s-au făcut, dar, mă rog, miroasa un gen de acțiune așa, de promovare a propriei imagini în această conferință de presă și nu cred că grija principală a domnului Țicu a fost de a lupta cu corupția prin această conferință de presă sau de a aduce adevărul sau de a... A fost o acțiune care, în mare măsură, inspirată dintr-o speranță de a rămâne în atenția opiniei publice. Și doi, este o chestiune care urmează a fi probată ulterior, nu doar prin declarații. De aceea, eu cred că dacă organele care au misiunea de a se seziza sau care vor fi sezizate, să facă verificările de rigoare la această instituție de stat, vor constata că domnul Bodișteanu a fost implicat în careva scheme, vor spune, respectiv, acordul prevede, acordul coaliției pro-europene prevede instrumente de revocare din funcție. După ce discutați cu parteneri. Deci poate fi revocat de regulă, doar după ce... A priori se subînțelege că în cazul când se probează niște situații care compromit un anumit ministru sau alt oficial, însăși partea care l-a delegat într-o manieră neîntârziată, tranșantă, vine cu propunerea de retragere a lui și nimeni nu comentează semne situației, acceptă această propunere. Așa că nu ar fi cazul să anticipăm. La biroul politic a prezentat acest lucru domnul Juravski. Domnul Țicu spune că aceste documente au fost prezentate domnul Juravski și discutate la biroul politic PLDM. Eu nu am văzut niciun fel de document. Domnule Deacov, este o lovitură de imagine pentru guvernul Leanc, un nou scandal de corupție. Cum în mod normal ar trebui tratat de către coaliție? Este un fapt neplăcut, sigur că da. Pe mine mă miră că dacă domnul Țicu a cunoscut acest lucru acum câteva zile în urmă, când Bodișteanu era încă viceministru, de ce nu l-a făcut public atunci, când domnul Țicu era ministru? Dacă a cunoscut domnul Ion Ceban, fostul ministru,
De ce dumnealui nu l-a spus, dar s-a întâmplat peste 2 sau 3 zile după ce a fost instaurat guvernul. Oricum trebuie de clarificat. În primul rând, domnul Bodeșteanu trebuie să vină cu lămurire de rigoare. Cred că vor fi făcute verificări și dacă este o chestie de asta politică cu care ne-am deprins, e una. Dacă sunt lucruri adevărate, atunci trebuie să facă concluzii partidul care l-a delegat și gata. Domnul Cadăr, că ați discutat cu domnul Bodeșteanu, v-a explicat ceva. Doamna Guțu spunea că va ieși la o conferință și va explica anumite. Da, cred că în primul rând este de datoria dumnealui ca să găsească toate argumentele respective și să dea explicații de rigoare. Noi sigur că vom analiza la rândul nostru, dar repet încă o dată, trebuie să avem probele respective ca să putem dialoga la modul serios și a trage concluzii. Bine. O ultimă întrebare de concluzie. Aveți la dispoziție un an și jumătate. Puteți promite ceva public cetățeanului, omului de rând? Mai ales că interesul omului de rând l-ați invocat de fiecare dată când a trebuit să argumentați anumite decizii politice. Dar vă rog scurt, fiindcă avem 2 minute la dispoziție. Vă rog, domnule. Începem. Noi public am făcut o promisiune prin publicarea acordului, în care sunt trasate foarte succint și foarte limpede toate obiectivele care ne asumăm și care vizează, ferește, în primul rând, instaurarea unui climat de stabilitate politică și, drept rezultat, creșterea rapidă a nivelului de trai a cetățenilor, a economiei Republicii Moldova, obținerea unor condiții de integrare a cetățenilor noștri în comunitatea internațională prin apropierea Uniunii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, prin asigurarea regimului de călătorie fără vize, de comerț liber și așa mai departe. Sunt obiective care noi le putem totaliza printr-un cuvânt, că ne dorim o viață mult mai bună pentru toți cetățenii Republicii Moldova și acesta este obiectivul care îl vom avea în față și spre care vom tinde prin toate acțiunile noastre. O promisiune, un angajament public acum? Promitem că nu vrem să ne certăm, promitem că vrem să creăm condiții ca guvernul să lucreze, promitem că toți miniștrii trebuie să ocupe dimineața până seara cu treburile lor, Parlamentul trebuie să voteze legi, să asigure această activitate a guvernului. Promitem că Republica Moldova trebuie să facă pas cu pas într-o direcție bună, ca oamenii să fie mulțumiți la următoarele sondaje să spună că da, Republica Moldova se mișcă într-o direcție. Adică să reduceți acele 80%. Sigur că da. Vă rog, domnule Hădăr. Promisiunea este aceeași de stabilitate, de urmare a cursului european, de realizarea obiectivelor europene la Vilnius. Și deci toate lucrurile acestea se întâmplă în pofida tuturor previziunilor rele și a zmuncelilor din interior care se mai întâmplă. Domnilor, vă mulțumesc pentru discuție, vă mulțumesc pentru concluziile făcute aici la Fabrica. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV. Urmează știrile orei 23 cu Stella Micșanschi și nu ratați Fabrica, domnilor.